Doamne, dă-mi o fată bună mie, care să-ți placă ție, să mă iubească așa cum eu aș iubi-o. Ca să nu existe așa o diferență între iubirea ce mă poartă și ce eu port eu. La un moment dat, pro zi de noiembrie, văd o cerere de prietenie de binecunoscutul site de socializare Facebook. Văd o privire foarte plăcută, un chip foarte gingaș. Eu atunci îmi făcusem Facebook-ul și îmi căutam prieteni. Și, cum am spus, din rânduiala lui Dumnezeu, mi-a apărut într-un colțișor și era o mică întrebare, vrei să-l cunoști pe Marius Opănaru? Și am zis, da, hai să-i dau cerere. Și am dat. Și la câteva zile văd o întrebare pe care o adresează ea, la care tot ea răspunde. Era un joc. Spunea, ce ai face dacă rămâne cu Marius Opănaru închis într-o casă o săptămână? Și eu am zis că l-aș pune să-mi cânte pe psaltică. Vine ziua de 6 februarie. Nu bunie nimic. Cu mințică, la slujba, acolo, a răbdat frigul, afară. Mergem, mâncăm ceva la carocobere. A fost o zi foarte frumoasă. Și am trimis-o acasă. Aveam slujbă. O zi normală. Spre seară, nu știu cum a făcut de întârziat. Moment prielnic, eu să mă duc să cumpăr inelul de logotnă. N-am măsurat, doar am potrivit din deget. Am pus degetul meu cu degetul ei. Și am văzut că vine cât de cât bine. Pitricii ca să nu fie foarte mare. L-am luat. Am mers la Radovodă, ne-am așezat în fața icoanei Maicii Domnului. În fața Maicii Domnului, căci în tot timpul ăsta, mai bine de 3 ani și jumătate, eu la Maica Domnului m-am rugat pentru el. M-am rugat mai ales la icoana Prodromița, iar atunci când am fixat data anunții, după ce am fixat-o, am văzut că în acea zi era cinstirea Maicii Domnului până la Prodromița. Și tremuram așa ca un câine pârlit de la, de nu mai putea de frig, scot inelul și întreb Daniela. Vrei să fii soția mea? La care ea n-a mai putut să răspundă, doar a început să plângă și se uita, plângea, zâmbind plângea, gura până la ureche. Așa a început totul.